Am ajuns și la miliții. Uite, cafele s-a făcut și merele. Au căzut pe jos, nu sunt buni. Dacă erau buni, le-a mâncat toată lumea. Au ce bine aici la poliție, nu ne mai trebuie nimic. Avem și cutiuții, ca la desene animate. Avem și cutiuții, avem și cafeluții. Da? De cafeaua? Da, din dimineața acum, la prima oră dau. La două? Da, aștept să rămână. Doamnă, vreau să scriu și eu o petiție. Sigur, doar că vă rog aici nu fumă, aveți voie. Să ce nu am voie? Doamne, sunt în zona administrativă, nu știu despre ce vorbesc. Sunt într-o zonă publică, vrea să mă încătușați, să mă târâți pe jos? Nu, v-am spus că... Păi, dar îmi las drepturi, de ce? Dar îmi las drepturi, de ce? Sunt în zona administrativă, nu mă abuzați, vă rog frumos, deci nu mă abuzați, nu mă abuzați. Nu mă abuzați drepturile pe care mi le-a oferit statul român și Constituția României. N-am intrat peste dumneavoastră, acolo am solicitat să scriu și o petiție. Vă rog frumos, dați-mi și eu coară și un pix. Sunt sătut de mafii. Nu, vă rog frumos, sunt sătut de mafii. Vă rog frumos. Da? Nu se poate așa ceva. Deci sunt în zona neadministrativă, uite, tante aici, ziare, da? Ce e? Care e problema? Nu știu ce sunt. Nu, vreau să scriu și o petiție și aștept pe doamna să ne un pic și eu văd că ce se întâmplă. Ce poate să întâmple? Se întâmplă ceva aici vreodată? Constat că ridicați vocea. Acolo nu este voie să filmați, aia v-am spus doar. Deci cam periculos dumneavoastră așa. Că aveți și pistol, aveți și... Îmi creați o stare de temere, să știți. Prin faptul că veniți cu pistolul la mine și umflat așa cum vă prezentați dumneavoastră. Cum ați spus? Păi sunteți așa umflat. Păi ați venit așa, 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 așa ați venit. Mi-ați creat o stare de temere. Cu pistol, cu un tău, nu știu eu că nu mă împușcați. Dumneavoastră afirmați despre mine că sunt umflat? Ați venit umflat, așa, așa ați venit. Să fac mai să plângere la totdeauna dumneavoastră că afirmați că sunt umflat. Cine să plângere? Eu v-am zis dumneavoastră că sunteți umflat? Dom'le, dacă ați venit așa, așa... Nu mi-am permis să vă zic dumneavoastră că sunteți umflat? Nu știu dacă v-ați venit, dar... Eu zic că nu mi-am permis. Da, ați venit dumneavoastră. M-am întrebat. Să mă... Ce se întâmplă? Să mă întrebați ce? Da, v-am întrebat de ce? Țipați, de ce urmă să-i ce să zic poliție? Vi se pare că am urmă să-i țipați? Da, sunt convins de lucrul acesta. Și ce faci? Scrieți ceea ce vreți. Scrieți ceea ce vreți acolo, vă rog, da? Doamne, mergeți după mafia asta a lemnului, lăsați prostiile astea și tâmpenile astea. Da? Vedeți că aveți aici la colț, după BRD, el la depozitul cu los. Ia uitați aici și haideți dacă tot ați venit dumneavoastră așa, pregătit. Ia uitați aici. Vă rog frumos să scrieți ceea ce vreți să scrieți. Puteai verificat din fiecare zi. Și dumneavoastră n-aveți nicio problemă. Ia uitați la aici, la depozitul. Uitați ceea ce vreți. Da, și cercetați drumul și am zis că în fiecare zi face chestia asta. Dar uitați oameni buni, da? Deci așa umblui la fiecare zi aici în întorsura Buzăului. Omul a venit ca să ia de mine, că nu știu ce-i sta pe lui, că fac eu, da? Uitați-l. El în fiecare zi transportă de la pachetul de exploatare, are depozit aici. L-am urmărit de câteva ori, dar l-am scăpat, pentru că merge pe distanță scurtă. Da? Și omul ăsta vine să mă... Băzăi pe mine cu niște chestii că am venit să ce? Am venit să scriu o petiție, să dau mafia la jos. Incredibil. Nu se poate așa ceva. Da, o să scriu, o să pun, nu știu, scriu așa numai. Așa la mine. Ce era să zic? Domnule, mai te suflete puțin sau ce? N-a să duc avut așa. Nu i-am spus că este umflat. I-am spus, domnule, ce vii umflat? Ce te umfli așa? Că s-a umflat omul.
pleca, da? Da, v-ați luat telefonul. Da, da. La revedere. Eu trebuie să le aduc la cunoștință acestor doi polițiști, că ei nu știu, ei n-au nu să știi, dacă nu le aduc eu la cunoștință, ei nu știu, că mafioții ăștia umblă cu gabarit depășit pe drumul publicii, ăsta, care l-am arătat eu, ăsta, a trecut prin, auziți? Postul ăla de poliție care îl aveți dumneavoastră în fața acolo, mai funcționează, iar poliției... Îl aveți tot pe stradă, asta după BRD. Îl aveți pe, cum, la intrare pe stânga, acolo. E un post de poliție. Pe DN10? Da, pe DN10, da. Tot aici, în întorsura Buzăului. Atât, nu da? E numai asta, e nu, nu, că l-am avut cu mine. Bine. Să aveți un post de poliție lângă... un magazin, la doi pași parte, sau nu știu cum îi spune. În întorsura Buzăului, în orașul întorsura Buzăului? Da, doamnă, cum la intrare pe stânga, e un post de poliție acolo. Nu e, nu este. Nu în oraș, în un oraș nu este. Dar ce este acolo? E altceva. Nu știu unde spune. Ce e altceva? Nu știu ce știi, doamnă. Ce este, doamnă, altceva? Ce este altceva? Știți dumneavoastră? Ce? În ce? Nu m-am de poliție. Doamnă, eu am trecut camionul ăsta pe lângă postul ăsta de poliție care vă spun eu acum câteva zile. Ia uitați dumneavoastră, vedeți cu lemni, cu ce e acolo. Acum câteva zile a trecut chiar până l-am urmărit eu, dar n-am mai avut timp să mai sun la 1-2 că el deja a descărcat, are un depozit aici. Știți depozitul ăla până în care a ferată pe dreapta, după BRD pe dreapta, dreapta, dreapta. E un depozit acolo. Da? Omul pe distanțe scurte lucrează, dar nu e o problemă. Că... Ideea e că a trecut în fața postului de poliție, asta nu înțeleg eu. Și o să merg să filmez și postul ăla de poliție, pentru că este într-adevăr al întorsurii postul de poliție. Acum, unul cu câțiva ani, am solicitat noi poliția, tot pentru camion cu lemn, și a venit poliția acolo. Poate că aparține de secția de poliție. Aparține, da. Dar exact. Nu este efectiv în oraș, întorsura. Nu, nu, dar este post la cât? 2 km, cât e până acolo? De aceea, până acolo sunt 2 km. Da, da, da. Pe partea stângă, când veniți despre Siriu. Da? Primul post de poliție, da. Veniți dinspre Buzău, spre da, Brașov. Da, pe stângă. Partea stângă. Da, este postul de poliție, este a Buzăului. Nu este în oraș, în întorsura Buzăului. Aparține de poliție. Dar aparțin de dumneavoastră. Păi uitați, camionul ăsta a trecut pe-n fața, trece fiecare zi pe-n fața postului pe acolo, cu, așa cum vrea el. Cu, da? Nu-l deranjează nimeni. Ăsta, altul care la ora 2 noaptea își emite aviz și merge cu 60 de toni pe drumul publici, inclusiv trece pe Siriu, pe acolo, pe unde podul și astea sunt cu 30 de toni. Deci numai chestii genul ăsta. Toată lumea stă la birouri, eu nu înțeleg. Da, bine doamnă, deci eu scriu, vă informez. Eu aduc informații prețioase poliției să-și facă treabă. Poate îi stârpim pe oamenii ăștia sau poate știu eu cine mai sunt și unii poate că sunt complici, dar altfel știu eu. Fac ăștia așa, fără acordul poliției, fără niciun Dumnezeu. Mi-e greu să cred. O să opresc și revin când termin. Gata. Vreau așa numărul de înregistrare. Deci, măi, oameni, o să înțeleagă toată lumea. Deci, ăla care i-a căzut lemnul în cap, da? Autoturismul a venit din Austria în concediu.
tot, da, tot camionul ăla, nu s-a astâmpărat, nu. El încă își continuă activitatea asta în același stil, da? La ora 2 noaptea și-a emis aviz cu 40 de tone de fac, da? 40 de tone de fac. Deci, am mai spus, da, la 40 de tone de fac este clar că sunt, la 40 de metri cu de fac este clar că sunt 40 de tone, da? Deci 40 de tone. Și atunci, 15 sunt 55. Da, itinerariul, sectorul de drum pe care l-a parcurs este public, adică de la Sita Buzăului până la Vadupaș. A trecut până Siriu, localitate cu 30 de tone, da? O să vă arăt să vedeți. Maxim admis. Au nenorocit poduri, au nenorocit tot, da? Nu să se sesizează nimeni, nu trebuie să-i aduci și pătru, trebuie să-i aduci și... Da? Asta este tema aia că vorbesc tare. Păi dacă răsună camera asta, camera asta răsună, uite, au camera acolo să mă filmez, eu n-am voie să filmez, mă filmează numai pe mine. Răsună, uite, gălăgia afară, da? Și țip și urmă. A venit nenea, păi dacă vine așa la mine, nu mă sperii. Să vin așa, că de ce i-am zis că e un flau? Eu mi-am zis că e un flau, i-am zis că ce vii un flau? Mi-am zis că ești un flau, i-am zis că vii așa un flau, pe mine, cu pistol, că mă intimidez. Păi, dar ce vrei să fac atac de panică aici? Că am venit să scriu petiții. Adică ei încearcă cu orice metodă să te intimidezi. Ca să îi lași în pace, să nu deranjezi, pentru că lângă au un depozit aici, da, pe ăsta, pe lângă calea ferată la un kilometru de aici, da? La un kilometru. Ăla cu los, cu camionul ăla. Care știi că te-am filat. Am văzut ce faci tu, da? El tot ce cât vrea el. Altul ăsta e altul, da? Ăla care v-am zis e altul, ăsta e altul. Ăla e cu STR-ul, ăsta e cu los. Două societăți separate. Da, deci toți duc cu supratonaj, cu, da, cu, pe distanții scurte, cum e asta cu îngăcarea ferată. Da, mulțumesc. Toți duc pe distanții scurte, dacă se poate pe distanță, pe distanțe lungi, dar după ora 16, de exemplu, ăsta care l-am prins, iarăși o să-l mai vedeți, el a stat săracul de la ora 11 până pe la 3 jumate, n-a mai atras-o pe dreapta, că ce-a înțeles că îi se citeau până la ora 4. În fine, o să vedeți toată așa, toată povestea și... Uite, mi-a dat numărul de registrare. Da, deci sunt câteva lucruri care nu se leagă. Adică eu am văzut până să vin aici, am văzut poliții, m-am întâlnit cu... Vreo 4 dastări de poliție, secții. Vreo 4 dastări, bang, 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 zic, bă, să o las ușor să nu sară acul de la 50 la 70, că după aia ați văzut ce, cum mi-a făcut la Hunedoara polițiștii aia, ați văzut câte erau de profesioniști, ei au zis că dacă eu depășesc la 50 la 70, ei limitează numărul de accidente și mi-au dat amendă, da? Nici de cum nu interesa pe ei că acel tractor avea legat o căruță, și nu era matriculat, nu i-a scris căruța la fel, mergea pe la nu la mai. Au fugit când i-am arătat. Deci atât de profesioniști erau. Azi când mă dă în judecată, nu m-am mai dat, a uitat, am și publicat, da? În schimb, aș vrea toată lumea că mi-am luat amendă. Am luat amendă, bun. Lumea asta care, știți voi care lume. O să vedeți, da? Și la Ocolul Sirbi. Mergem și la Ocolul Sirbi și o să vedeți și sectorul ăla de drum. Cu 30 editorii, o să filmez special, dar uite acum o să merg acolo să filmez special, să vedeți și voi cum circulă ei cu supratona și tot sectorul de drum este distrus, au distrus tot, deci practic ei pun în pericol viața cetățenilor, da? Ultima dată TFR-ul, da? S-a răsturnat remorca cu tot ce a fost, pentru că n-au cum, camioanele astea nu sunt făcute să ducă așa cât vor ei. Să rupi, știu eu, un fier de acolo, de la roată, să rupi un pivot, să rupi, știu eu ce avea camionul ăla. Ceva să rupi, da? Bun.
domnul poliție de aici, nu știu, n-ar trebui nici să superi pentru că nu l-am... Ia uitați-l, ia uitați-l, da? Ia uitați-l cum a trecut el pe lângă poliția acum, da? Fără nicio problemă, uite, 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 ia, uite, o să încerc eu să merg după el. Deci cum au distrus ei drumurile, da? S-a surpat pur și simplu o parte din carosabil, da? O bandă. S-a surpat din cauza gabaritului depășit. Uite, și nu mai semafoare, nu mai semafoare, ca așa vor ei, da? Uite, vă las ca să vedeți și voi cum se desfășoară traficul pe DN10, drumul hoților. Uite, uite așa, cu o bandă surpată, da? Și numai așa, da? Uite, uite cum, uite cum, cum s-a surpat, da? Uite, uite cum s-a surpat banda 1 din, bine, o bandă, nu banda 1, banda 1, banda 2 s-a surpat din carosabil, da? Datorită gabaritului depășit. Și ca să vadă toată lumea, da? Cum scrie destul de clar, 30 de toni, da? Limita maximă admisă. 30 de toni. Pe o distanță de 4,5 km și ei merg cu câte 55-60, da? Nu știu, cred că l-am scăpat pe acest camion, că a mers cu viteză foarte mare, dacă îl prind, îl prind, dacă nu, mergem la Ocolul Silvic. Aceeași poveste, da? 30 de toni, viaduct, pod, să vedeți acum, da? Pe unde trec ei cu tonajul dublat. Practic ei au dublu față decât, da? Uite, pe podul ăsta care are 2 km până la pământ, în jos, da? În dreapta, apă, baraj, tot ce trebuie. Și alte poduri care le-au distrus la fel în față. Ia uitați acum altă, da? Tot așa. O bandă ruptă, o bandă. Ce ați făcut? Dacă doriți să contribuiți, pentru orice sumă se eliberează chitanța. Este vorba de operație. Argentina? Ce Argentina? Ce are? Moldovan Ioan, așa mă cheamă. Ia, stați așa, să filmez și eu asta acolo. Ia, cum, cum vă spun? Păi să vă filmez cu asta, cu, să vedem dacă sunteți cu... Da, nu, nu sunteți cu... La poliție ați mai fost? La poliție, că avem toate. Da? Da. Și cine va... Cine... Da, haideți că nu mai... Lăsați că vă dau și la poliție, dar nu mai am timp că deja e verde. Da, a dat semafor aici verde. Deci, tot pe o bandă, da? Tot pe o bandă. Să circulă pe o bandă. Exact ce v-am spus. O bandă au distrus-o. Da? N-au distrus-o ăștia cu Mercedes-urile. Au distrus-o ăștia cu supratonajul. Ca să înțeleagă toată lumea ce se întâmplă. Fenomenul ăsta. Uite, viaductul stânca Tehereu, da? Ia uitați-vă voi aici cât a mai viaductul, da? Și cât a apa și cât a, da? Ceva impresionant. Uite, ăsta e făcut recent tot din cauza lor. Mi se mișcă și suportul din cauza gropilor, se mișcă, da? Uite, aici deja gata. E... Uite, da? Numai gropi, semafoare, aceeași poveste. Ca așa vor ei, jmecheri ăștia. Ia uite, lemnii lăsate pe... Da, pe un drum pe aici, uite, 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 hai ca să vă arăt să vedeți, uite, lemnii care, da, deci numai cu lemnul, nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva, numai și numai cu lemnul. Uite, iarăși 30 de toni, da, pot cu tot ce, 30 de toni, păi când au avut ei 30 de toni în viața lor, da, ar intra în faliment, cum spunea nenea la, că motorina, că copiii, că nu știu ce, o să-l vedeți iar. Ia uitați-vă, mă, frate, alt mastodont. Deci numai și numai, da, numai și numai lucruri de genul ăsta vezi pe aici. Atât. Uite. Iară semafor, da? Iarăși drum rupt din cauza mafiei lemnului. Tot așa, deci tot drumul ăsta, da? DN10-le ăsta este blestemat. Nu mai vorbim de pericolul la care suntem expuși de fiecare dată când trecem pe lângă un camion de ăsta cu gabarit depășit și șofer în papuci. O să-l vedeți, da?
șofer în papuci care merge el cu 40 de toni încărcătură plus restul. Tu mai l-am scăpat pe ăsta, da? Deci l-am scăpat. Am scăpat camionul, a trecut, uite acum a dat verde. Nu mai, l-am scăpat, nu mai am cum să-l mai ajung. A prins semafoarele, a prins, știi ce, a prins viteză. Nu mai am dus să-l mai iau. Faptul e petrecut. A trecut și pe fața poliției. Ia uitați cum, da, cum s-au surpat aici. Uite, toate pietrele, toate, da. Merge pe o singură bandă, pur și simplu. Da? Bun, mergem la acolo Silvic și continuăm filmarea. Am dat și telefon, cred că nu știu cu cine am vorbit. Să trec, mi-s rog, Gabriel. Dom'le, am și eu informații referitor la... Nu știu cu cine am vorbit la telefon, mi-a spus că e vorba de Ocolul Crazna. Am dat telefon aici la dumneavoastră, mai devreme. Eu știu că avizele astea se emit până la ora 10. Este adevărat? Adică până la ora 22. Avizele de însoțire? Da. Păi e o limită, da. Și dacă se emite după ora 22, e legal sau? Adică vă întreb, nu știu. E legal sau ilegal? Păi cred că nu permite sistemul să mai dea după. Da? Ia uitați, la ora 2, nu știu. Și a plecat chiar de aici, de lângă dumneavoastră. Acum două zile. Evident, firma, dar e din depozit. Din depozit se permite, de la parchet nu e voie. Din platforma primară nu se poate după ora 10, că nu mai permite sistemul. Aha. Asta e dat în depozit de la ei. Și a avut voie să pleci? Da, din depozit, da. Aha. Deci din platforma primară a parchetului nu poți să mai dai după ora 22, că da, nu... Da, da. Auzi, dar referitor la chestia asta, că e umblă cu supratonajul ăsta. Adică și ăsta, ia uite, da? Deci aici e 25 cu 242 are. El, dacă ne uităm pe traseul configurat, da? Deci pe traseul ăsta care l-a făcut el, automat a trecut prin Siriu, da? 30 de toni maxim, limita admisă. Și el a avut 60, dublu. Nu știu, adică chiar așa nu aveți nicio competență să... Pe drumul public, aveți să... Dar faptul ăsta că sunt și chiar și dreapta din parchet, din fondul forestier, au observat la fel cu gabarit depășit, adică încărcați și lăsați să plece așa. Le dați aviz pe câte 40 de tone, păi 30 de tone. Nu, dar ei le-au cumpărate pe picior și stai singur aviz. Asta e. Ei? Da. Deci odată ce a cumpărat lemnul pe picior, gestiunea lor și ei stai aviz. Da, ăsta e ăla care i-a căzut lemnul, știți, poate. Adică tot despre asta vorbesc și de faptul că emis aviz la două noapte și a trecut pe podul ăla cu 30 de tone. Da. Pe drumul public noi nu avem nicio... Deci nu avem nicio... Am înțeles. Da, bine, domnule, asta nu... Da. Am avut nelămurezi, cum e posibil să iasă la două... Da, deci știți ce sunt, vă dați seama, deci el și-a emis singur aviz la ora două noaptea ca să poată să circule cu gabarit de 60 de tone. Deci itinerariul este făcut, din aviz rezultă și pe unde a trecut. Da, da, da.
Păi da. Itinerarul rămâne... Da. Rămâne, dar nu vă interesează să vă sesizați, să mai trimiteți pe la poliție, adică nu mai verificați și dumneavoastră, nu aveți nicio abilitate, nicio competență. De competența noastră, noi... Da, dar uite, eu ca și cetățean am văzut chestiile astea, dumneavoastră le aveți, nu, sunteți toată ziua în calculator, adică mă gândesc că în beneficiu tuturor ați putea să faceți și chestiile astea. Da, bine, că poliția e în măsură să oprească pe drumul public. Poliția, dacă nu le dați dumneavoastră o sesizare, ei n-au de unde să știe că nu stă să verifici toată ziua avizii la toți ăștia care circulă cu un circul. Da, bine, mulțumesc, sănătate. Deci ca să înțeleagă toată lumea, ăsta este camionul care, da, care i-a căzut lemn în cap. Da, uite. Și a emis aviz la ora, deci acum două zile, după evenimentul ăsta, da, și a emis, uite, diaspora europeană, da, exact când a fost evenimentul, da, și a emis aviz la ora, ăsta este alt, deci la ora a doua noapte, ăsta este alt, dar, eveniment, tot datorită, tot pădenii 10, tot datorită supraîncărcării, da, ceea ce sesizez eu permanent cu acești indivizi mafioți, uite, da? Cum i-au căzut lemnele, da? De la atât supratonaș, da? TFR-ul. Și asta este luat în vizor, un vizor de, nu, de nimeni, de mine, atâta, că rest nu. Da, și asta e cu omul care, da, la ora, cât? 11, da? La ora 11, el emis avizul să plece din fond forestier. Și abia la ora 15:36 ne-am întâlnit. O să-l vedeți iarăși pe protagonistul nostru, eroul nostru de la Sevilla de data trecută. Da? Cel care, știți că n-a vrut să vină ISCTR-ul, o altă pățanie și de data aceasta, tot în stilul acesta. Oamenii ăștia își fac de cap. Nu-i deranjează nimeni, podurile le-au distrus, umblă cu supratonaj, deci au emis aviz la ora 2 noaptea, haideți să vedeți și asta, ca să circule cu dublu de tonaj față de limita admisă, da? Deci la ora 1.53, da? 1.53. Și, da, STR-ul, cel care i-a căzut lemnul în cap persoanei respective. Deci, ăsta nu s-a potolit, chiar dacă i-a căzut lemnul în cap, da? Dacă n-a murit nimeni, merge mai departe, probabil dacă murea. Și traseul lui care, uite, cum a trecut el, prin pădenii 10, prin localitatea Siriu, până la, uite, Vadă Pași, da? Unde am luat o bătaie. Până acolo merge el. Nu există poliție, nu există, da? Nehoi, pătărlaci, de, da? Înainte de Nehoi este localitatea Siriu. Să vedeți sub de clar, că nici n-avea ponsoia. Măgura, unde l-am oprit iarăși pe nenea asta cu... eroul nostru, care v-am spus, o să îl vedeți iarăși. Tot așa, el a înțeles că îi se permite și... Da, nu știu dacă ne revine vreodată cu mafia asta, atât timp cât poliția trebuie să-i duci personal, de urechi să-i duci acolo. Da? Cam asta ar fi cu dormi. Atât de interesată ce este poliția, încât și dacă eu, sesizez, deci faptul că el este cu supratonaj și nu vine ISCTR-ul, tot din cauza lor, ei nu mai sunt interesați să mai facă sesizări, plânge pentru, da? Nu, îi lasă așa, dacă mai fac eu bine, dacă nu, nu. Deci, pur și simplu, așa sunt, da? Asta este țara românească. Bun. Vă las să vedeți în continuare pe domnul care l-am filmat
urmă cu câteva zile. Să vedeți ce am înțeles el din toată acțiunea care am făcut-o până la 12 noapte. Hai, urmăriți și ne auzim în curând. Același om care l-am găsit urmă cu două zile și a fost scăpat de ISCTR. Să rămână, doamnă, vin dinspre Ciuta, mă întreb către Berca, Vernești, Cândești. Așa. 70 tam, 80 tam, da? Deci gabarit depășit. Omul are 50 și ceva de tone. 55 deci, de tone. Camion roșu, 70 tam pe capul tractor. 70 tam pe capul tractor și 80 tam pe remorcă Covazna, da? Covazna. De Covazna, păi așa da. Spuneți, domnule, de Covazna. Da, doamne, așa spune. Ciuta și Berca de Buzău, da? Da, eu sunt în spatele lui, aștept poliția cu mare drag. Cum vorbiți dumneavoastră? Nițu Robe Gabriel. Sper să-l opriți la Berca, la Vernești, ca să nu umblă toată România după. Da. Da, haideți, da, haideți că ajunge ăsta la destinație până. Da. Bună ziua, sunteți poliția? Bună ziua, poliția, da, spune. Da, doamnă, Covazna 70 tam, camion da? Roșu. Sunt la Ciuta, ne îndreptăm către Berca, Vernești. Da? Omul are gabarit depășit, are 55 de tone, peste 50 de tone pe mașină. Deci unde sunteți, domnul Nițu, mai exact, ca să dau auto în atenție colegilor din Am spus, eu? Acum mai avem puțin să intrăm în Berca, ne îndreptăm către Buzău, să am ieșit din Ciuta, pe DN10. Da, să dăm auto în atenție și o să facem verificare. Camion roșu 70 tam, da, Covazna. Da, l-am notat. Sunt în spatele lui. Direcția de deplasare spre Buzău. Da, da, haide să-l oprim, să nu se poate. A rupt drumul, a rupt-o. Bine, mulțumesc. Bine, să rămână, să rămână. Deci, omul, nu m-am mai prezentat la doamna, știa ce sunt. Omul este același personaj controversat pe care l-ați văzut în ultimul episod. Da, i-am promis că, pentru că m-am jurat, bine, exact ceea ce v-am spus, ce o să înțeleagă omul ăsta, ce o să înțeleagă el, din tot ceea ce am făcut noi ieri, alaltăieri, de fapt, când el a scăpat de ISCTR și a primit sancțiunea aia care trebuia să o primească, da? El a înțeles să mai pună încă pe atât pe camion. Uite, abia merge, abia merge, deci nu se poate așa ceva. Este incredibil. Incredibil cum s-a ajuns în România. Incredibil. Uite, da? El asta a înțeles că trebuie să pună pe el cât vrea el, da? Cât vrea el. Da. Deci el are pe față ce a spus el aici într ăsta lui. Undeva la 19-90, deci aproape 20. Pe față și pe spate ce ce a mai spus el 18. Deci undeva la 38. Exact atât cât a avut și data trecută. Deci el are 38 de tone. Măi, oameni, poliția dacă vrea să uita pe axele de la camion și vedea cât tonaj are. Cubajul care s-a făcut, da? S-a văzut destul de clar, 38 de metri cubi, ori 1000, e clar, 38 de tone. Plus camionul sare în sus. Deci, despre ce vorbim? Bubuie drumul. Ce, el asta a înțeles. Deci, poliția este CTR-ul, da? Cu cine să te, lupți? Uite, la fel, uite, până sus, cu tot, cu tonaj, cu tot ce vrei. Da? Un profesionist. În orice țară civilizată și sănătoasă la cap, a doua oară, dacă îl mai prindea, îi lua și camion și tot. La noi nu, la noi zilnic, i-a spus zilnic, l-am întrebat, doamne, zilnic te petreci mata cu... Dar ce piesă mare are acum? Zilnic te petreci mata cu ăsta, cu camionul ăsta așa, cu supratona, și mi-a zis că da, că zilnic. Dar și uite, na, tot lemn de foc. Tot lemn de foc are omul.
Uite, fac pentru foc. Nu scrii, n-are, exact același, dar nu scrii de unde îl ia, unde îl duci. Cred că de foc, parcă de foc am văzut în, dacă nu mă înșel, în aviz. Nu, da, de foc, da. Mă gândeam că zic, cine știe, poate am greșit, dar nu e. Da, să vedem poliția, iarăși, să vedem ce profesioniști găsim, da? Ce profesioniști găsim, că data trecută polițistul și cu polițista, nu știu la ce, cu ce m-au ajutat, că nu m-au ajutat cu nimic, am solicitat să-i se dea sancțiuni pentru că nu are, da, 60, 80, 90, 100 și cât este pe afișat, pe remorcă, pe cap tractor, pe absolut nimic, să și vede că nu știu dacă a fost sancționat sau n-a fost sancționat, dar el circulă la fel. A, nu, uite că a pus, acum am văzut, 50, 70, 90, în sfârșit, da, a pus, dar nu știu dacă i-a fi dat sancțiune. Deci cu aia s-a conformat, dar cu gabaritul de pășit nu, pentru că a zis ce spune, ia uite ce piesă mare a luat acum. A zis că nu-i mai iese motorina, că copiii, că nu știu ce, vă dați seama, omul ăsta e familie, stă răi, domnule. Dădea vina pe copiii, sunt divine că el merge cu 55 de tori pe drumul public. Vă dați seama la orice da, de nivelare sau la orice chestii care se poate întâmpla cu gabaritul ăsta depășit. Domnule, vrea să ducă la ISCTR, eu nu vreau mai mult. Să vină ISCTR, eu să nu mai stau să mai cubeze, să mai, că nu mai interesează pe mine cu cât îl vinde el, cât îl înțeapă pe ăla de la, cum s-a și dovedit de fapt că el avea mai puțin, trecut cu vreun metru, un metru ceva. Deci îi dădea o mică țeapă și lui ăla care le cumpăra. Bine, ăla, așa cum a spus, le uda și o rezolva, scotea și ăla, da? Dar problema este că el umblă cu undeva la 15 tone peste limita admisă de lege, da? Nu știu de unde vine acum, dacă a venit tot de acolo unde a zis că a luat data trecută, n-a trecut pe pasajul ăla de 30 de tone, pe drumul public sunt 40, da? Nu știu, omul nu are treabă, mă, dacă el, nu, pentru el nu-i legi, nu-i legi, nu-i poliție, nu-i ISCTR, nu-i nimic. Da, deci el nu are ce treabă. Uite, și poate să-și scape. Parcă presimt că nu o să-l oprească nicio poliție. Uite, eu pot să, aș face și un pariu, că nu o să-l oprească nicio poliție până la destinație și o să mai sun la 112. Pentru că știu, cunosc... În Buzău cunosc destul de bine cum stă treaba cu poliția și cu, da? Deci, cunosc foarte bine performanții poliției din Buzău și, nu știu, deja atins să cred că treaba este altfel, că treaba ar fi undeva de sus să dictează ceva și, uite, am trecut pe lângă poliția din aur, da? Nu știu dacă ați observat pe partea stângă poliția, da? Mașină de poliție acolo, da, auto specială, tot ce trebuie. Putea să-l oprească. Nu s-a dorit. Mergem mai departe, să vedem cât, unde duce. Dacă mă dau jos la omul ăsta, mă ia și la bătaie. Nu l-ați văzut ce nervos era data trecută? Ce, da? Trebuie să umbli cu spray în buzunar cu oameni de genul ăsta, că cine știe ce-ți mai face. Îți dă ceva în cap, omul e nervos, că el nu că ar fi ceva din cauza poliției, problema lui eu sunt. Uite că l-a oprit poliția, dar cine credeți că îl oprește? Tot acolo unde l-a oprit și data trecută, să vedem dacă sunt aceiași polițiști. N-aș vrea să fie aceiași polițiști, aș vrea să fie alți polițiști profesioniști care să... Uite, exact în aceeași locație, da, care a fost oprit data trecută. Uite, alți polițiști, sper ca de data asta s-au și obișnuit omul ăsta cu locația asta, da? Sper ca de data asta să-i chemi ISCTR-ul și să-i dea sancțiunea aia care trebuie, și 5.000 de lei dacă i-a dat, bun și ăia la... Uite, ce supărat este el acum că l-am oprit, iarăși cu poliția, tot în locul ăla unde a mai fost oprit. Eu.
Eu tot, el e în papuș, de prima sancțiune, vă rog, el este în papuș, da? Da. Atât vreau să vă spun. Nu vreau să vă spun și eu două cuvinte și atât. Chemați SCTR-ul, are 55 de tone, omul pe mașină. Atât am avut de spus. În caz că nu chemați SCTR-ul, vă faceți responsabil. Să lăsați să pleacă și să pleci cu tonajul. Să lăsați să pleci cu tonajul, că e a doua zi. Am mai oprit acum două zile, tot pe domnul, tot cu tonajul ăsta. Și tot așa l-a lăsat să pleci. Nu vreau să vă deranjez. Domnule, da. Să ne prezentați și un document. Bă, da, 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 domnule. Da, da, v-am spus că supratonaj, ca să știți pentru ceea ce, pentru ceea ce l-am sunat la unde, pentru supratonaj, nu pentru altceva. Nu mai stau eu să mai descarc cele astea, că nu mă interesează pe nimic. Pentru cursa de da. O să fiți dat în judecată, da, de-abia te aștept. Mașina de-abia 10 te ore. De-abia te aștept. 10 ore, lemnul a fost încă mai puțin decât deci, a deci, dă în judecată, da. Că a avut 55 de tone, da, a avut 38 de metri curbi, da? Cu 15 camion, a avut 55, pentru că n-a venit în SCTR-ul. Dă în judecată. De-abia aștept și data asta să mai dai încă o dată în judecată. Tot din cauza aia, tot. Tot o să treacă împotriva ta și a poliției până la urmă. Că este cei care îi favorizează, da? Dacă puțin nu-ți fac treaba. Și astăzi s-a pus la fel. El a scăpat data trecută cum a scăpat. A înțeles că astăzi trebuie să facă același lucru, da? Deci în fiecare zi. Omul, dacă a ieșit, cu cubajul, ai impresia că el era în regulă, da? Dar am spus, ați văzut și alea în spate, n-avea 50, 70, 90, nu avea, lemnul era ieșit din afară, deci două sancțiuni din prima. O să fiu dat în judecată că a fost cu cubajul. Referitor la judecată, o să aduc eu în judecată, da? Tot acolo, dacă zici că a dat în judecată, o să aduc eu acolo poliția, o să aduc ISS-ul, o să spun ei de ce n-au venit și de ce nu și-au făcut treaba. Și să mulțească și mie 38 de tone ăștia care au ieșit, da, plus 15, să vedem cât tonaj avea, să vedem ce judecător, da? Uite, ei sunt profesioniști. Vă rog, să nu vă luați de noi. De cine? Eu solicit să veniți să cetereau, că așa am solicitat și la colegii dumneavoastră și n-au venit și acum omul mă dă pe mine judecată, că ești că a fost corect. N-ați auzit ce a spus? Da, să lăsați să plece. Chemăm organele civice să măsoare. Nu mai chemați pe aia să-i măsoare, că nu mă interesează să măsoare. Eu am spus că el are peste, el ei unde îl duce ei acolo, nu mai, că și așa le dă țeapă la aia acolo, mai o dușă aia, mai scoate, că îl duc să-l vândă la un depozit. Nu duc să, înțelegeți, nu-i de la pădurea, ea lor, ei, treaba lor, nu mă interesează pe mine cu bajul lor. Dom'le, pe mine mă interesează supratonaj. Nu mă interesează cu bajul. Greutate. Da, greutate. Chemați SCTR, o să-i pună pe cântar și atât. Nu mă interesează cu bajul lui domn. S-a pus ieri, acum două zile, s-a pus și a descărcat toată. Să fie sănătos, ce l-am pus eu? Descarce. Da, domn, faceți verificări. Ia uita, tot în papuș. Vedeți că e în papuș, să-i dea sancțiuni. El numai în papuș merge, cu 55 de toni merge în papuș, eu, e profesionist. Șofer profesionist, ce naibă? Păi da, așa a învățat el la școala de șoferi. Ia uite. L-a oprit, cred că poliția, deci ce s-a întâmplat, părerea mea, da? Polițiștii erau deja aici, cred că bă, că l-a oprit cum ăsta, poate cu un radar, ceva. De asta au ieșit, că altfel nu cred că ieșeau ei chiar așa, repede. Dar e bine totuși că au ieșit. Locul ăsta a devenit loc de odihnă pentru omul ăsta cu camionul, da? Cu judecata, omul cu judecata. El a ieșit în regulă și dă în judecată, că a ieșit la cubaj în regulă. Filmarea spune mai mult decât trebuie. Acum, ce o să fac? O să fac alt proces sau îl bagă tot în procesul ăla? Vă dați seama cu ce mă intimidează el pe mine? Cu judecata, da. Mai sunt de ăștia care m-au mai dat în judecată. Ce vreți, mă? Vreți bani? Stați, mă, că vă dau bani, mă. Uite, mă, vă dau bani. Uite, acum vă dau bani. Uite, vă dau bani, mă. Uite, vreți bani, da? N-avem, mă, bani. Uite, mă, bani, dacă vreți bani, ăștia care mă dați în judecată. Da, vă dau bani, mă, uite, bani vă dau, da? Nu vă este, mă, rușine. Nu vă este rușine.
Aveți impresia că mă intimidați, că mă dați în judecată? Bine, nu vorbesc numai de asta, mai sunt și alții. Azi de ce? Nu cu lemni, cu alte chestii. Da. Profesionist, uite, un papuci, el e în papuci. Da. Tot cu motorul pornit, stă, că dacă n-are ce să pună la punct, nu v-am spus, în România așa este. Du-te în străinătate și fă ceea ce fac oamenii ăștia aici la noi. Da, profesioniști. Uite-i. De-abia aștept să vin în judecata, pentru că numai la judecată să vă faci dreptate. Atât, numai la judecată să vă faci dreptate. Să vină SCTR-ul cu reprezentantul lui care m-a rugat eu de el ieri, poliția, polițiștii care au fost, da? Care au lăsat camionul să plece cu tonajul care a fost. Acum, la fel, aceeași situație, 38 de toni are omul ăsta numai încărcătura, da? Și cu 15 calculați voi, da? N-am pus decât la 1000, deși eu cred că are și 1200 acum, da? Cred că ăsta la ce are el acolo are esența la 1200. Am pus pe minimul, așa cum spune la carte, 1000 aia, da? Omul ăsta a înțeles că, nu știu, o fi făcând parte din mafie, nu știu. Asta a înțeles, câinii late, caravana trece. Da, uite, tot în papuși, tot, și-a pus alea pe spate, cu 57 ani, a făcut totuși ceva. Dar încărcătura e la fel. Uite, el are supratonaj, merge cu 15 tone peste limita admisă. Da? Și vine de unde vine, el știe de unde vine. Poliția o să zică că e în regulă, o să vedeți acum poliția, da? Polițiștii care au fost și data trecută, eu am țipat și am urlat, să chemi SCTR-ul, l-au dus la Cubaș. Care, că bun, hai că l-ai dus la Cubaș, am zis, are, ok. Păi și atâtea ori m-am bucurat că duce la Cubaș. Eu zic, atâtea ori cât se cubează, o avea timp să vină SCTR-ul ăla. Nu s-a dorit, s-a lăsat pe drumul public să circule, da? Deci asta a înțeles el, profesionist, uite, tot în papuci este. Da? El este. Nu știu, mă, frate, ce se întâmplă? Mafii, ce este aici în țara asta? S-au dat mâna cu toți, ce se întâmplă? Cum să lucrezi în SCTR-ul de la 1 la 4? Bun, de la 1 la 4. Păi și atâtea ori cât am stat noi acolo, n-am putut să vin. S-a făcut solicitare. Nu știu, polițistul ăla de ieri parcă a fost alt polițist. N-a fost din lumea noastră. Nu știu de unde a fi fost. Că nu am putut să mă înțeleg cu el. L-ați văzut și voi. Să vedem pe domnul ăștia. Vine sau nu vine SCTR-ul. Nu mă mai trizează pe mine să stai să descarci el acolo. Bine, a fost bine că a descărcat și a cubat, tocmai ca să avem adevărul. Da, uite, mă înjură, înjur. Ia zi, de ce mai înjură acum? Înjur. Nu mai, s-a liniștit, nu mai înjură că, uite, m-ai înjurat ieri, ai văzut? M-ai înjurat ieri, ți-am zis că o să-i întâlnim. Ai văzut că m-ai ținut promisiuni. Asta e, mai bine nu înjurai. Ieri dacă nu înjurai, astăzi îl întâlnesam în pace. Ieri dacă nu mă înjurai, astăzi te lăsam în pace. M-ai înjurat ieri, de aia ți-am spus că dacă mă înjuri, nu mai vedem. Dacă nu mă înjurai ieri, te lăsam în pace. Nu mă incita, că nu mă... Deci nu te-am înjurat, dar te-am făcut găinar, atâta, nu ți-am zis. Deci e registrare și am vizionat-o toată aseară. Umbi deci tot cu 38 de toni, vezi? Tot cu 38 de toni. Asta e înțeles din față deci, de ce s-a deci treaba cu înjurătura nu te-am înjurat. Găinar ți-am zis, da? Atât. Da, și eu te-am zis pe tine, te-am zis pe găinar. Ai văzut pe nici că vin găini, ca să spui găinar? Ai văzut pe nici că vin găini? Lasă-mă, face și vezi. Uite la alta, vezi tu că tot cu 38 de toni, îmi vă omule. Tot așa ai umbi. Ai făcut destul rău, dar știi care e treaba? Ia zi. Cu înjurătura, nu te-am înjurat, nu mai fi atât. A trecut și STR-ul mai înainte și l-a lansat în pace ca să vină pe a trecut și ăla, avea tot 38 de toni, avea și ăla, STR-ul. L-am văzut eu mai greu, dar l-am stat în pace că știam că vii tu ca să mă ocup de tine, că rămâsesc în dator. Da. Deci dacă nici astăzi nu vine STR-ul, pentru mine înseamnă că toți ăștia care vedeți aici sunt niște mafioți și au dat mâna cu toții. Omul ăsta care era șoferul, ați văzut ce spunea că mă dă în judecată, să încearcă intimidarea. Să încearcă intimidarea, dar așa cum știți, nu o să reușească nimeni niciodată să mă intimideze, mai ales când ei sunt cei care încalcă legea, da?
eu n-am încăcat nicio lege cu absolut nimic. Dacă am încăcat vreodată, am plătit. N-am avut centură, am recunoscut. N-am avut paroia prinsă, iarăși am recunoscut. Diverse chestii care le-am mai făcut și eu, pentru că s-a mai întâmplat. Dar niciodată nu o să ies cu încărcătură de 55 de tone pe drumuri publice. Nu o să ies niciodată. Și în papuci. Mai e și în papuci. Omul ăsta a înțeles. Dacă a fost dat trecut în papuci, polițistul ăla care l-a văzut voi, nu știu, i-a făcut ceva, nu i-a făcut. Nu cred că i-a făcut nimic, pentru că n-ar mai fi umblat în papuci. El un lucru, și motorul pornit, da? De 55 de tone în papuci. Da. M-a și înjurat, m-a dat și judecată. Plăcerea e din partea mea, pentru că la judecată o să chemăm reprezentanții SCTR-ului, poliției și eu, să vedem pe cine găsești vinovat, da? Dintre toată ecuația asta care s-a petrecut între data trecută și astăzi. Omul i-am promis și m-a ținut de promisiuni și vedeți și voi că mă țin de promisiuni, da? Deci atât timp cât m-a jurat, mai a fost unul, da? Ăla care chiar firma lui ăla care a căzut lemnul pe mașină, da? Chiar firma lui ăla care a căzut lemnul pe mașină. A fost mai în față. L-am lăsat, zic, lasă că o să mergem și după ăla, da? Rămâzeți îndată ăla, nenea, cu o cafea, de când m-am jurat de atunci. Da. Ăștia sunt profesioniștii români. Aici o să vedem dacă cheamă ICCTR-ul sau tot așa o scaldă. Ce, el deja ziceau că să-l ducă la Cubaș. Cel mai duci, mă, la Cubaș? Ce ori l-a luat de la pădurea de acasă? Ăsta e luat de la ei, de acolo, când au licitat. Treaba lor cât îl vinde. Poate să-l vândești cu 2 lei. Da? Problema e că pun în pericol siguranța traficului rutier și distrug drumurile. Asta se întâmplă. Nimic altceva. Ia. Domne, personalul Silviu nu mă interesează pe mine, chemați că vreți dumneavoastră, pe mine ICCTR-ul. Pentru ICCTR am dat telefon, nu credeți, pentru personalul Silviu. Nu mă interesează personalul. Cum să ne punem nici imediat acolo, cei de la ICCTR sunt pe traseu? ICCTR o să vină, că nu mă interesează, cu Cubajul are. Domnule, cu Cubajul are, că e corect omul ăsta, nu înțelegeți, că nu pentru Cubaj am dat telefon. Și nici acum și nici data trecută. Da, dar îl chemați degeaba. Îi chemați degeaba pe aia de la Cubaș, că omul e corect, toată viața lui a fost așa. Deși are mai mult, nu știu, dar nu mă interesează pe mine cât are el mai mult, ce are mai mult, ce cubează, ce nu cubează. Am spus destul de clar și data trecută și acum, să-i pună mă nene cântarul, să-l astea și la revedere. Ce tot atâta mă plimbă să stau toată ziua până la 12 noaptea? Parcă m-ar păti statul român pe mine, să stau până la 12 noaptea după el. Dar nu mă interesează. Uite, da, în papuci, uite, profesionist, uite, în fața poliției. Cu motorul pornit, nu s-a deranjat poliția să-și spună să oprească motorul. Doar nu suntem în America aici. Aici suntem lumea a treia, a șaptea, a zecea. Mulți polițiști să cunosc, cu șoferii, cu patronii, cu mulți polițiști din țara asta. Adică sunt multe chestii. El e supărat că a descărcat lemnul din cauza mea data trecută. Păi, nu am solicitat ICCTR-ul, nene, că o fi avut un metru 2 în plus, am zis eu că o fi avut un metru 2 în plus. Care-i problema? Ce, te-am pus eu să le descarci? Te-a pus lumea asta, poliția, te-a pus ăla de la garda forestieră, de la Ocolul Sirbi, de la garda forestieră nu prea trebuie să zic, acolo e mai altfel. Dar pădurarul, da? Pădurarii care au fost, cei doi pădurari. Uite. În același loc, în aceeași parcare, același om, același camion, același tonaj de 38 de tone, plus ăsta, camionul. Deci, el asta a înțeles. Asta că îi se permite. Oameni buni, ăștia care sunt șoferi de tir, pe societate, ca să văd și voi,
cum avea omul ăsta, este confiscat camionul în Germania, în Franța, în Italia. Este confiscat pur și simplu așa pentru tonajul care îl avea. Da? Nu există. Uite, nu există. El e profesionist. Lucrează la firmă, că azi că nu e al lui. Lucrează la o firmă. Nu știu la care firmă lucrează. Da. Gata. Uite, a dat Dumnezeu și a oprit. A dat Dumnezeu și a oprit și motorul. În sfârșit. S-a liniștit. Da, vă rog, ia. Ne cheamă poliția acum. Ia. Deci am discutat, da, și de la dispecerat, au luat legătura la, da, ISCPR, da, au avut program până la orele, până la orele 14, da? Dacă doriți să vă adresați cu o sesizare în sensul ăsta, găsiți numărul de internet, ei au sediul la Telorman, ca să știți. Și dacă ce la, o sesizare în sensul acesta. De exemplu, un Bușteni mi-a venit la 12 noapte ISCPR. Domnule, am luat legătura cu dispecieratul, vă dați seama, doar dispecieratul nu face legătura. Asta vă spuneți la dispecieratul. Noi am chemat și personalul, de ce la județul Prahova nu mai tisează de cubaje, nu mai stai până la 12 noapte, nu mai tisează pe mine ce cubaje are. Că și așa, ăsta e al lor și îl vinde, cât îi păcălește pe aia, nu mai tisează pe mine, că nu-i problema mea asta. Problema mea este că el are supratonaj. Păi da, ei sunt singurul organ competent, abilitat pentru cântări. Cum o să cântărească? Eu v-am explicat temeiul legal, da? O să-mi tomin și un proces verbal cu privire la aspectele sesizate și la ce am consemnat la fața noastră. A rugămintea să aștepta să... Eu vă spun în următor, el acum merge cu 55 de tone pe drumuri publice, are 38, trebuie să înțelegeți, 38 de metri cu difac declarat. Dacă vă luați după carte, puteți să vă luați dumneavoastră, este fiecare metru are 1000 de kilograme. Ascultați-mi, o să vină și personalul simplu. Când? Abilitat, o să vină acum. Și personalul simplu, păi, imobilizați, dar nu mai are voie să circul tău este pe... Țineți-l aici până mâine, până vin ISCPR-ul, că e pericol pe drumurile publice. Bă, m-a dat în judecat omul ăsta. O să fie chemată și poliția acolo și ISCPR-ul. Nu, că nu vă faceți treaba. Da, domnule, mă bucur că nu vă faceți treaba. Asta vreau să vă spun, că lăsați circulul pe drumul public și după ce eu am sunat la 1-2 și am spus cu ce gabarit circulă ăsta. Nu înțelegeți? Păi da, vă, nu faceți voi, dar vă spun că nu este așa, trebuie ținut până vine ISCTR-ul aici. Asta n-are voie să mai țin cu încărcătura care are. Nu, domnule, astea sunt niște ordinitate de la comandant, care este cu totul depășit în Buzău, vă spun eu. Mai este și cu niște chestii. Nu sunt în măsură să... Ce umblu zvonul că și cu penal și cu toate chestiile astea care mai sunt. S-a cam terminat. Da, am înțeles, dar n-am înțeles nimic. N-am înțeles ce lăsați pe ăsta să circule continuare cu 55 de toni pe drumul public. Asta n-am înțeles. Asta n-am înțeles. Domnule, n-am înțeles. Eu nu vă spun că nicio țară din asta poliția nu-i mai permite unuia care deja a fost oprit cu tonajul ăsta să mai circule pe drumul public. Păi, colegiul ăsta l-a lăsat și dumneavoastră să faceți la fel. Acum, după ce o să-i dați acte, o să lăsați să circule la fel. De ce nu înțelegeți? Luați-vă după dispecerat, că mi-a venit ISCTR-ul la 12 noaptea în Prahova. La noi în Buzău nu vine. Vă spun eu că nu vine. E mafia aici. Ce se întâmplă? Nu se poate așa ceva. Incredibil. Ce mă, frate, aici în Buzău ăsta? E mafie? Ce se întâmplă? Auzi, să te duci cu petiții, pe când nu mai cântărești? Păi ăsta, dacă ăsta se duce și descarcă. Ce petiții? Incredibil. Auzi, și că a avut până la ora 4. Păi eu am dat telefon de la 4 fără 20, fără un sfert. E 4 și 5 minute. De când stăm aici, era deja 4 fără ceva. Na. Nu se poate așa ceva. Acum e 4 și, uite, 16 și 7 minute. Când m-am uitat la telefon. Cum să o lași pe ăsta să mai pleci de aici? Uite, 16 și 11 minute în momentul ăsta, da? Și eu filmez și am anunțat de atâta vreme. Ce să spun cu dispecerat? Domnule, astea sunt niște ordini date de la comandanții poliției. Asta e adevărul, da? Un inut care nu vor să-și facă treaba. Scurt, nu există. Nu există să nu vină ISCTR-ul. De ce a venit în Prahova filmarea publică, da? În Bușteni, la 12 noaptea. Uitați-vă pe filmare. Nu-i tot ce sau în Prahova e altă lege, în Buzău e alta, cum, ce se întâmplă? Nu se poate așa ceva.
Lăsați-l să plece, da? Lăsați-l. Dacă voi așa considerați că ăsta este regulă cu tonajul care îl are, nu sunteți abilitați, nu aveți competență, da, ăsta este, uite. Da? Mă, fraților, e mafii ce aici, mai întreb o dată. Ce ăsta, un fir cu proști? Uite. El tot în papuci. Păi dacă nu are treabă, a pus asta, da? Uite, le-a lipit. Le-a lipit pe camion. Dar poți să te duci să-i vezi pe axele camionului. Polițistul, dacă vrea, acum că nu știe ce tonaj are, să duci frumos, să uite la camion, vede cât are pe axe și vede cât are. Scurt, și dă el. Da? Nu-i mai permite să pleci până când o avea cât trebuie să aibă pe axe. Ce tot atât am îmbârlit după mine cu dispeceratul, cu programul ISCTR, cu nu știu ce. Astea-s povești. Povești. Povești sau mafii. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Incredibil. Incredibil. Mă lupt cu mafioții. Cu cine mă lupt, mă, aici? Bă, oameni buni, nu se poate așa ceva. Nu se poate să lăsăm pe ăsta după ce a dat de poliție, da? Să-l lași și circul în continuare cu tonajul ăsta. Nu mă interesează pe mine, poate să aibă cât metru îl vrea. Nu mă interesează metru, că am pierdut o zi întreagă și o noapte cu bajul lui. Și a rezultat, da? A rezultat tot 38, cât are și acum a trecut în aviz. Nu se poate așa ceva, nu se poate, incredibil. 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 Bravo, ai scăpat și data asta. Ce le faci, mă, la ăsta? Ce mafii, ce le faci de nu vine CCTR-ul? Cât îți arăte pe axele alea camionul ăsta? Nu, pe bunii, cât îți arăte? Nu știu, frate. Nu știu, dar e camion de sute de mii de euro ăsta, nu e camion de la de 2 lei. Îți arată și tot ce vrei ăsta, și drumul, și cum ești îmbrăcat, și câte țigări mai în pachet. Dacă ai fi bun, te duce să-mi aduci o jumătate de apă și o cafea. Stai că-ți dai eu, am eu o jumătate de apă acum. Dar să fie mai rece, că cine știe cât mă ține ăștia. Îți dau eu acum, că am eu aici apă. Dar n-am bani să o plătesc. Nu contează, nu trebuie ce bun. Îi dau și apă, că s-a făcut băiat bun. Eu n-am nimic cu el. Problema este că el, prin fapta asta lui pe care o face el, pune în pericol... Pune în pericol traficul rutier și distruge drumurile. Nu știu cine îl trimite. Șefii, patronii, nu știu cine îl trimite, dar nu face bine ce face. Va avea șef un beneficiu, că degeaba nu cred că face ce face. Ia să vedem. Da, va, omul. Leșină pe aici, în fapt. Ia, mă, ia de aici. Ia și bea. Băi, dacă ai pus ceva. Ha? Nu mai bea atunci, nu dacă am pus. Las că bea. Ba, beau eu, mă, dacă. Dar de ce mă trimite el pe mine după apă? Că dacă era de apă, era de apă, da? De ce mă trimite el pe mine după apă? De ce mă trimite? Vezi, aici e problema. A venit apă dura. Ia uite, cu papuc de cărora lemne. Cum am incistit, mă, pădurare. Ia. E în regulă și de data asta. E și în regulă și de data asta. Dacă te punești, păi nu mă trecează de cubajul tău, frate, să fii sănătos. Cine dracule mai discată? Păi, nu, deci ăsta, polițistul a zis că să vină să cubezi. Eu n-am zis chestia asta. Păi mă trecează tonajul, nu mă trecează. Am spus de data trecută, dar, na, dacă și așa trebuie făcut, eu nu sunt eu care, n-am nicio funcție să pot să spun eu, să decid eu ce trebuie să faci sau ce nu trebuie să faci. Nici eu nu decid băiatul, că sunt și eu un angajat.
Mai bine tăceai n-ai bine din gură ieri decât să mă înjuri. Că luam pălantul care a căzut lemnul în capul ăla. Te-am întrebat cu frumosul, ai copii, jură-te dacă eu te-am auzi, înjurat. Auzi, da, iată, tot de la gura teghile ai adus și pastea? Da. Tot de acolo. Da. Și tot așa, mă, omule, tot cu 38 de astea, că doar am văzut 38 da. Ai pus tot. Hai, du-te și filmează și fă ce vrei, hai să nu ne certăm din nou. Ce să ne mai certăm, mă, uite. Vezi, dar nu, că scap și de data asta, că uite, nu. Nu știu dacă scap. Scap, ți-a dat amendă ieri? Da. Cât ți-a dat? Pentru ce? Pentru, nu știu. Supratonaj? Nu. Că erau răsite în afară? Alea lipite pe spate. Păi alea 13 milioane 500 alea. Cum ți-a dat 8 milioane? Ți-a dat mai puțin? Da. Și pentru ce ți-a mai dat? Pentru alea care... Ce trebuie să știi? Așa, să știi și lumea asta ce... Păi vezi, aie mă... Aie mă... Aie... Vezi? I-a dat 8 milioane, amen. Aie, 8 milioane, la ce a făcut el? La ce a făcut el? I-a scos din două de alea, dar nici două de alea, cred că nu. S-a făcut 1000 de lei metru stern pe la câmpii. Metru stern s-a făcut 1000 de lei. Eu spun o idioțenie și cum... A, n-a fost așa sau cum? Păi n-ai zis, mă, omule, tu... Mai mult de 1 milion? Ca să vezi cum pui botul și... Păi nu spui, dar nu spui tu, mă, că ți-a dat 1 milioane, dar am spus și eu. Eu duc sau tu? Eu de asta ți-am zis că ăla e 1350 de lei astea pe spate. Eu nu știu de ce zici tu că ți-a dat 800 de amendă. Dar dacă a fost polițistul ăla care l-am văzut noi ieri, e posibil. E posibil să fi dat. Uite. Uite, da. Da, ce zici? La ceea ce v-am trecut ceea ce a sesizat dumneavoastră, da? Supratonaj, exact. Nu mă interesează pe mine ce are, ce n-are. Exact. Nu i-am trecut, că l-am oprit în trafic, da, pentru că poporul a auto-identificat persoana anumitului, așa, că s-a procedat la verificarea documentelor, după cum ați văzut, da? Verificarea fiind totodată și în baza de date sumal, automat, făcută, ocazie care s-a constatat legalitatea transportului, ca să știți. Da, e legal. Și în continuare, s-a comunicat cu dispeceratul IPJ Buzău, privind solicitarea noastră, noi nefiind organ competent da, pentru așa, ocazie cu care cei de la dispecerat ne-au comunicat faptul că cei de la ISCTR nu au în momentul de față un echipaj disponibil da, și au încetat activitatea la orele 14 da, și nu au un dispecerat cu care să comunice aspectele sesizate de noastră. Totodată vă îndrumăm. Până dimineață. Ce anume? Să le imobilizați. Nu avem competența necesară. Da, uitați-vă tare pe axile la ei camion. Sunt singurul organ abilitat, ca să înțelegeți. Deci ăsta scapă și azi? Nu e vorba că scapă și astăzi. Cum numai cât nu putem să... Și luați vreo măsură după evenimentul ăsta dumneavoastră sau ce? Ce măsură am putea să luăm dacă... A, deci îl lăsați așa? Nu îl lăsăm așa. Nu îl lăsăm așa. Ce faci? Domnul de la Oculul Sintic. Da. La procedat, da? La ce? La cubaj? Nu mai chinuiți, domnule, că are tot ce trebuie omul în regulă cu cubajul. A, dumneavoastră azi... Da, am sesizat asta, chinuiți dumneavoastră, că uite, omul mă jura pe mine, că din cauza mea. Nu l-am pus la cubaj. Sunt dat semnătură la apelant. Da. Dumneavoastră ați fost apelant. Da, apelant. Aici? Nu l-am pus eu să-i chemi pe aia, să stea, am stat și cu ei tot până la 12 noapte. Noi trebuie să verificăm ce cu competența noastră. Da. Bine, m-a înjurat omul de asta. Ei, alaltă el. De asta l-am, când mai era unul de asta, am zis hai să luăm tot pe el, că zic dacă m-a înjurat, i-am spus că o să mai vedem cât, cu ce tonaj. Cu alte aspecte vă putem ajuta în momentul de față? Doamne, în momentul de față, ce rugăminte mai mea și de asta că umblă în papuci și data trecută și acum, el nu s-a, dar nu și-a revenit, tot în papuci umblă. Da, deci ați constatat personal că el merge cu 55 de toni în papuci și data trecută acum două zile și astăzi, uitați-l acolo, în papuci. Doamne, dați-i sancțiuni, solicit să-i dați sancțiuni, ce să mai, în papuci omul. Păi nu merge cu o mașină, un auto, totuși, merge cu dita mai mastodontul. Păi, na, auzi. Deci și asta scapă, exact ce am spus. Da, aici. Deci aveți probleme doar cu greutatea. Doamne, nu mă interesează de cubaj, dacă vreți voi, treaba voastră. Nu, am verificat în sumal. Păi mă interesează greutatea. Greutatea care v-am spus cât are. Nu este în competența noastră, nu putem stabili noi greutatea autocamionului. Da. Să lăsați, ce rugăminteam, să lăsați ca să plece de aici când a plecat-o cu tonajul ăsta, ca să poți să... M-a dat în judecată, să o trebuie să mă aduce și poliția.
să să vadă când pe cale civilă oricine poate să facă. Da, domnule, da, și eu pot da o judecată poliția română. Poți să dau? Înțeles, e dreptul dumneavoastră. Să ne semnezi și da, da, da. Domnul, o să ne o dată și documentele, Bogdan, te rog. Da, le aduc imediat. La persoană prezentă. Haideți să vă cităm și conținutul procesului verbal, da? Autocamionul a fost identificat, da, cu o vasca, așa, parca. Ia, omul ăsta pleacă, să... Auziți? Da, plecați sau mergeți la Cubani sau plecați? Ce? Mergeți la Cubani sau plecați? Bine, ce? Trebuie să le cubăm? Nu știu, vă întreb. Da, numai. Muncim iar. A, nu mai muncit. Nu, dar n-ați o drume dumneavoastră. Bine, am fost. Dumneavoastră de la ce de asta sunteți? Da? De unde sunt? E, lăsați că vă trimit gata forestier acolo. Văd, văd eu cine sunteți până la urmă. Să vedem că sunteți de cinstit. Da. Da, 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 da. Vă mai. Nu, domnule, se da sancțiuni, că-i papuci. I-ați dat sancțiuni sau iertați? Da, da, domnule. Dar în papuci merge cu 55 de tone, cu tonaj peste. Da, bine, lăsați-l că noi... Da, sănătate, sănătate. Hai, omule, dă-i bătaie. Să rămână lumea uimită cum vine poliția, îl lasă să plece. Uite, da, uite cum îl lasă pe aia să plece cu 55 de tone pe mastodon. Da, exact ca data trecută. Siguranță și încredere. Asta e poliția română. Siguranță și încredere. Asta e traficul rutier, da? Cu 55 de tone. Dacă n-ai centură, îți dă amendă. N-ai farul aprins iar amendă. Dacă mergi cu 55 de tone, te lasă să mergi. Ești în regulă, da? Asta este. Așa am înțeles ei. Siguranță și încredere. Siguranța traficului rutier. Poliția română din Buzău. Da. Deci amendă că Uber Papuși nu i-a mai dat. Da? Nu i-a mai dat. Asta prima. Și a doua, cum să faci că erau așa de hotărâți polițiștii că au spus că ei își vor face datoria și să nu mă bag eu și până la capăt și nu știu ce, că nici măcar nu l-am mai cubat. A zis că dacă a văzut că eu nu sunt interesat, ei și-a făcut datoria. Adică profesional vorbind, și-a făcut datoria după cum se vede. Da. Păi, na. Nu se poate așa ceva. Ăsta de la golul Silvii nici măcar n-am, s-a mai pus măcar cu ruleta așa să vadă dacă... Dar bine, eu sunt convins că el acolo are. Dacă o fi un metru în plus sau un minus, în plus nu prea mai cred că mai pune, că v-am explicat că e pentru vânzare și deja cât e trecut pe aviz, atât bani să socotesc. Ce este în plus sau în minus... Asta se acoperă fiecare, ăsta cu avizul, ăla cu udatul. Da, nu mai avem ce să facem domnului. Sunt tare curios că o să fac plângerile, da? Încă nu le-am făcut, n-am avut timp de ieri, de alaltă până azi. O să fac plângerile pentru ambele situații, da? La ISCTR, la poliție, la tot ce trebuie și să vedem ce... Deci poliția în momentul ăsta a zis că ei au spus că ăsta e în regulă. Deci oameni buni, polițiștii care ați văzut că l-au oprit, au spus că totul e în regulă, nici măcar pentru papuși n-a vrut să facă nimic. Bun, vreau să văd ISCTR-ul ăsta, dacă este să dăm, să trimitem petiția, cum îi cântărește omul lui ăstuia, camionul ăsta, pentru petiții, pentru petiții, da? Cum îi pune cântarul ei, cum fac, nu știu, nu pot să-mi... Poate sunt lucruri care, am spus, probabil suntem într-un film cu proști. Altfel nu înțeleg. Orice țară normală ăsta stătea pe loc până când vinea ISCTR-ul. Nu vinea seara, vinea dimineața la prima oră. După care rămâneau 40 de tone cât e limita admisă cu cap tractor cu tot și atât trebuia să circule și atât circula. Restul, sancțiune de... Deci, oameni buni, să înțelegeți câți bani a putut să piardă statul român. De asta v-am spus, că e posibil să fii mafii. E posibil să fii mafii. 5.000 de lei numai dacă refuza cântarul data trecută. Și cu 5.000 de lei care, acum, care are același tonaj, aceeași poveste, vorbim de 10.000 de lei în două zile. Da, de
100 de milioane, că vorbesc o altă milioane să înțeleagă toată lumea. Da, deci vorbim de 100 de milioane. Bani care trebuia să intre la bugetul statului. Bani care trebuia să intre la bugetul statului. Practic ei prin acțiunile astea ale lor care se tot fofilează ei că nu aia, că nu aia, că nu aia, creează un prejudiciu asupra statului. Da? Nu mai vorbim că ăsta distruge drumurile. Practic, instituțiile astea care să vaite ei că nu se coordonează, că e cu program, că e cu nu știu ce, că nu poate să-l oprească, că nu știu cum, ei creează un prejudiciu asupra bugetului de stat. Pot fi acuzați. Da, pot fi acuzați. Ăsta trebuia să fie oprit. Orice polițist, că trebuie să aibă și noțiuni de pe partea asta forestieră. Vedea, esența de fapt, da, 1000, punct. 1000, atât zice acolo. Omul a spus că ai 38 pe aviz, e simplu. Ce tot atâta nu poate, nu face, nu trece, nu sucește, nu învârtește? Ăla a plecat cu papucul, pădurarul, mai avea de cărat. Păi credeți că stă să piadă la timpul să mai, să cubezi, să astea? N-ați văzut ce supărat era, că i-a ținut pe colegii lui toată noaptea și ce să mai chinui și el? O să văd că dacă, nu știu, mă mai gândesc, dar o să văd până unde este el. La ce canton are el, să vedem ce e și pe acolo. A plecat Grăbiș, pădurar cu papuc, da? Deci pădurar cu papuc. Dați-vă seama cât e de cinstit omul. Dacă e pădurar cu papuc, da? Deci pădurar cu papuc, ce să mai... Celălalt a venit, a văzut cu Skoda, ălalt a venit cu ATV-ul, n-am nimic cu ei, să fii sănătoși. De ăsta a venit cu papucul, oameni buni, a venit să facă ce? Da, să și grăbea, avea și prelată să-l acoperi, n-ați văzut, să tragă așa, să nu se vadă. A ajuns 1000 de lei metru ster. 1000 de lei a ajuns, atât, da? Imagine ster, da? Nu ce ăsta ce fac eu aici. Imaginați-vă câți bani sunt aici, câți bani sunt. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Deci ei în momentul vorbesc de 5000 de lei dacă refuza cântarul. Pentru că la fiecare 5 metri, cred că dacă avea 5 metri, la 5 metri, zic la 5 metri, la 5 tone peste, e vreo 200 și ceva de milioane amenda. Deci la 10 nu vă mai spun. Și la 15 cum are el, păi e peste 1 miliard. La ce face el aici, e peste 1 miliard amenda. Da, îi s-a dat posibilitatea asta să refuzi cântat. Dar nici măcar banii aia să intre la buget. Banii aia 5000 de lei nu intră. Nu intră, da, nu intră banii aia 5000 de lei. Nu intră că nu se vrea, nu vrea poliția, nu vrea ISCTR-ul, nu vrea, deci ăștia au program de lăuzi, ce se întâmplă mă fraților? Nu se poate, ăștia circ cu 24 în 24 cu lemnul. Și dacă este așa, de ce mi-a venit mie poliția la Bușteni? Filmarea e publică, a venit la 12 noaptea. De v-am spus vouă că aici în Buzon nu este în regulă, nu este în regulă și toate pleacă de la comandant, eu sunt convins. De acolo pleacă, nu știu, mai bine să pensioneze, să ne lasă în pace, că... Să vină altcineva competent să-și facă treaba aici la Buzău, în județul Buzău. Să pună alt comandant să vină să-și facă toată treaba lui cum trebuie să-și facă. Nu știu, de la București să trimite unul dacă nu avem oameni capabili. Nu se mai poate așa, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva, nu se poate. Este, nu mai gata, lasă să ducă. Este incredibil ce se întâmplă aici în Buzău ăsta cu... Deci omul ăsta v-a spus că el care în fiecare zi. Dați-vă seama cât, ce face el la drumurile astea în fiecare zi, da? Și nu-i numai el, mai sunt și alții, dar ăsta i-am promis. I-am promis, m-am ținut de promisiuni, l-am mai prezentat odată. Deci el ce a înțeles? El n-a înțeles nimic din ceea ce s-a întâmplat data trecută. N-a înțeles nimic, el tot cu 38 de toni umblă. Pentru că a văzut că se poate. Pentru că a văzut că, uite, după ora 16 nu este ISCTR-ul. Omul știe, a ieșit la atac după ora 16, da? Uite-l, poftim. Na, mai zic ceva. Da, legi făcute pentru... Oamenii ăștia cistiți, uite-l, tot în papuci, nici azi nu i-a dat sancțiuni, tot în papuci. Asta a înțeles el. Da, băi fraților, să fiți sănătoși, trăim într-o țară, într-un sistem mafiot care nu știu ce o să mai rămână din țara asta. Ați văzut prin clipurile mele și prin acțiunile mele în toată țara fel și fel de minunății, fel și fel de lucruri. Astăzi, uite, încă un lucru care... Eu cred că orice om sănătos la cap și cu rațiune își dă seama că de fapt totul este pierdut. În țara asta nu mai avem nimic. Nimic, nimic, nimic. Ori te duci, este a pus stăpânirii mafia pe tot, da? Mafia, când vorbesc de mafie, nu mai vorbesc de ăia de
sicilieni sau de nu știu cine. Nu, vorbesc sau de interlop, sau nu, frate, nicio mafie cu niciun interlop, sunt 2-3 nebuni de ăștia care sunt ei, nu e niciun interlop. Interlopii sunt ei, dar ăștia care coordonează statul român, da? Și atâta și cu asta basta. Hai, v-am pupat, la revedere. Haideți să-i vedeți pe domnii de la ISCTR, de pe raza județului Buzău, ora 18:20, cum lucrează ei în afara orelor de program, conform poliției, da? Pentru că poliția a spus că programul lor ar fi până la ora 16, da? Acum este ceasul 18:20. Ia să-i vedem noi pe ei cum lucrează ei ore suplimentare. Da. Bună ziua, n-aveți un ceas? Eu ce fugi, eu uită-l ce fugi, mă. De ce fugi, colegul? Ce? Sunteți cumva mafios sau ce? Eu? De ce fugi, colegul? De ce fugi? Acum l-am întrebat dacă are un ceas. Nu știu, întrebați. Uite. V-a spus domnul cine sunt, eu ce râde. El e cumva șeful dumneavoastră sau e cu camionul de aici, de la mafie? Cred că cât este ceasul. Nu spune și mie, vă rog, cât e un ceas, că n-am ora fixată. Păi v-am întrebat și eu cât e ceas, de ce fugiți? Băi, cum puteți fi de azi, oameni? De ce ne deschizi? Și ai treabă cu noi? Da, domnule, am întrebat. În ce calitate? Am întrebat și eu cât e ceasul. Vă rog frumos, n-avem ceas aici. Mergeți unde aveți treabă. Domnule, sunteți în afara ora de program sau sunteți în afara ora de program? Dar cine sunteți dumneavoastră de întrebări cu noi dacă suntem în afara ora sau în program? Poliția mea că lucrează până la ore 16. Mergeți la poliție. Acum e 18:20. Mergeți la poliție dacă aveți treabă cu poliția. Ce căutați în afara ora de program? Cine sunteți dumneavoastră de ne întreba? Vreți să sună 112? Da, sunați. Să vină să vă ia de aici? Da, 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 vreau să sunați. Vreau să vă. Lăsați-ne să ne facem treaba noastră. Când poliția vă solicită și eu v-am solicitat și toată lumea asta care vă solicită, ce treabă vă faceți voi? El are program până la ora, până la ora 16, auzi? Ia sună la 1-2. Ți-am pus viața în pericol. Sună. Ce aroganți și ce tupei sunteți, Ce tupei ești. Da, mă, frate, haideți ca să vă explic cum stă treaba. Toate camioanele astea, da, ăstea care e aici, da, ca să înțelegeți cum stă treaba. O să vedem. O să vedem acum și cine e domnul. Deci toate camioanele astea care vin din partea asta, Tiriu, da, Urateghi, Covasna, Parchita, tot ce vreți, intră pe aici, da? Adică ce fac oamenii? Nu mai intră în oraș, da? La Vernești, dreapta, merei și iarăși dreapta. Domnul știe, da, domnul inspector? Dar problema este alta. Dacă solicităm ISCTR-ul, de ce nu vine? Adică, pentru că poliția asta până la ora 16 are program. Felix? Cine minte? Hai să strângem ăsta, să-l punem așa. Adică, conform poliției... Schimbăm locații, da? Schimbă locații. Conform poliției, dumneavoastră ați ieșit în afară ori de program acum, adică ați venit de acasă, poate. Și conform dispecerului care am vorbit cu el la telefon. Stați, domnule, ce faceți-vă treaba, de ce plecați, ce v-am făcut ceva? Domnule, eu am solicitat ISCTR-ul, eu și poliția. Un cetățean, domnule, care am oprit cu poliția. Ei ne fac programul, nu solicitați dumneavoastră orice cetățean ISCTR-ul. Ia auziți, băi, oameni, băi. Ia auziți ce spune mine. Mi s-a spus că până la ore 16 lucrați. Așa este, da, până la 16. E 18:30 acum. Așa, și care-i problema? Păi nu știu cine minte. Dumneavoastră nu știți. Cum să-mi minte dacă eu am filmat, totul e public chestia asta. Am solicitat, am sunat la numărul ăla din mobil de la care a venit la ISCTR. A venit poliția, a sunat poliția. Până la ora 16 au program. Păi și ce faceți în afară ori de program? Tot control, nu vedeți control faci, nu altceva. Ori suplimentare sau ce? Ping-pong pe drum. Da, 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 da,
facem control asta, da? Control. Știți de ce vă întreb? Pentru că în Prahova, mie mi-a venit și noaptea, la 12 noaptea a venit STTR-ul. Unde asta? În Prahova, da. La Bușteni de exemplu. Asta e altă treabă, e în Prahova, nu la Buzău. Păi vedeți, și în Buzău de ce să fie până la ora 16? De ce să fie până la ora 16 dacă dumneavoastră sunteți aici până la 18.30? Sunteți acum la 18.30, plecați că m-ați văzut pe mine. Dar trebuie să... Am terminat de cântărit aici, da? Ne ajunge astăzi, da? Avem și altă locație. Nu stăm 8 ori într-o locație. Plecați și intrat în locația acolo. Deci lucrați în continuare. Așa, domnule, asta am vrut să aflu de la dumneavoastră. Ce v-am trebuit câte ceasul ca să-i confirmați că e ora 18.30? Dar nu am ceas la mine, da? Păi n-aveți, da? Dar asta am vrut să aflu. Câte ceasul? Domnule, zice lumea că e 10 dimineața acum și că mint eu. Înțelegeți? De asta l-am întrebat cât e ceas. Eu n-am nimic cu dumneavoastră, sunt convins că faceți treaba foarte bine, faceți-vă. Dar nu dăm din STTR-ul. Asta e problema. Când este nevoie, nu-i găsim. Dar ce problemă aveți dumneavoastră cu STTR-ul? În fiecare zi, în fiecare zi am probleme cu STTR-ul. Asta e altceva. Înțelegeți? Da, îi solicităm să cântărească camioanele astea, cum le-ați oprit dumneavoastră pe ăsta acum. Ca să aducem bani la buget, da? Să mai scăpăm de hoții ăștia, șmecheri ăștia care au distrus drumurile și care s-au îmbogățit peste noapte, așa. Gata, și-a făcut treaba. Ia să vedem și pe neașoferul dacă este, dacă îl cunoaștem. Pe spate nu mai are nici număr. Ia uite ce băia bun este el. Cum să mint în România? Cum să mint în România că ISCTR-ul lucrează de la 8 la, da? La 16. Mamă, dar a pus pe asta. A pus, i-a luat deja, i-a luat numerele, da? I-a luat numerele. Ce ai pățit? Nici nu știam că ești acolo. Dacă nu ieșeai de acolo, dacă nu ieșeai de acolo, nu știam că ești. Am crezut că e numai camionul. Bă, și în jur acum. Și ce dacă? Da ce? Dar nu trebuie să fii publică. Dar nu trebuie să fii publică. Ce? Așa, și ce să faci acum? Da, și ce să faci acum? Ce să faci acum? Tu nu vezi că ai pus, mă, omule, pe camion? Tu nu vezi ce ai făcut aici? Că ai bubuit drumurile? Șofer profesionist, cu tatuaje. Tatuat și figurant, cu tupeu. Ia uite ce a pus el aici. Ia uite cât a pus el pe... Ia să ne uităm pe aviz, dar ce să mai aviz? Că i-a luat numeri, i-a luat tot. Ia, Suceava. Asta vine de la Suceava, a învățat cu șmecheria. Suceava 32LKY. Dacă este să ne luăm după aviz, da? Uite, fața dumneavoastră fac. Să vadă toată lumea. Omul ăsta, ia uite-l. Da? Deci, dacă este să ne luăm după numărul de matriculare, o fi având alte numere, nu știu. L-au oprit domnii, i-au luat numerele, nu știu ce s-a întâmplat. Important este că asta a înțeles poliția din Buzău, că programul STTR-ului este de la 18 la de la ora 8 la 16, ceea ce este o mare minciună, pentru că domnii, uitați aici, da, 18.40 cred că este acum. Bine, profesioniști fără centuri, cum știți. Da, da, așa merg ei în control. Fără centuri, fără, da, merg să mai pună cântarul pe unde vor ei, că nu unde le solicităm noi, da? Nu unde le solicităm noi, unde vor ei, acolo să duc. Uite. Ia să vedeți cum circul ei pe linia. Nu, aia. Da, se încadrează, dar tot fără centuri. Profesionist. Nu știu cine era băiatul cu X3-ul care le-a spus cine sunt și a început să râdă și a plecat. Da? Cred că era profil, deci tot fără centuri. C-
Cred că era proprietarul la vagonul ăsta, că ăsta e un vagon aici, asta nu e. Deci oameni buni, o altă dovadă a faptului că ISCTR-ul nu are program de la 8 la 16, așa cum mi s-a spus și când am dat telefon, și în Buzău, și în Prahova, da? Am, în Prahova știți bine că la 12 noaptea, acum la ora 18.30 se lucrează. Astea sunt bancuri, povești, v-am spus, mafia lucrează, aveți mare grijă că totul este până la un nivel cât mai înalt. Omul ăsta nu știu dacă are avis. Da? Deci nu ai cum să spui că programul de la 8 la 16 și să nu chemi SCTR-ul, atât timp cât tu ești convins că el are gabarit depășit prin ceea ce a fost scris în aviz. Da? Oricine știe chestia asta, nu trebuie vă facultate, v-am explicat-o de atâtea ori. Mafia nu mai este separată, da? Mafia este cu îngrângături în sistem și automat vine SCTR-ul numai la cine trebuie, da? Asta e părerea mea. În rest, toată lumea e mulțumită, am impresia că m-au păcălit, dar nu m-au păcălit sub nicio formă. Chiar astăzi am fost la un proces. Am stat în sala de judecată 4 ore și ceva. Ăla care mi-a dat cu pumnul în geam când au venit neamurile interlopului, filmarea publică pe activistul buzoian, și tot ascultam. Da, mă cunoaște, da? 4 dinți, da? 4 dinți i-a rupt unuia și... Deci trebuie schimbate legile cu violență urgentă, legile cu violență și legile în domeniul forestier, da? Cu cât mai repede, cu atât mai bine, sănătos și mai bine. 4 dinți cu proteză, cu da, am mâncat cu paie vreo 2 luni și procurarea, aceeași procurare de fapt care în cazul găinarelor a dat cu suspendare, tot cu suspendare și aici, ba chiar avocatul inculpatului, da, agresorului, a zis că nici măcar cu suspendare să nu-i dea, să-i dea o amendă penală. Deci la nivelul ăsta suntem în România. Cei care sunteți puțin străini știți foarte bine că o palmă se poate duce după gratii destul de mult timp. Un furt de lemne sau un suc la tonaj, orice să confiscă camionul, cu ori ajung la pușcărie. La noi în România totul este tolerabil, permisibil. De asta s-au îmbogățit unii, de asta e o țară în care poți să faci orice, că nu ți se va întâmpla nimic. Hai, v-am pupat, la revedere! Continuăm pe activistul Incomod și pe activistul Buzoian, dezvăluim în continuare cum funcționează mafia lemnului.